Bună seara, bun găsit la datele despre vreme. Gerul a pus stăpânire pe toată țara, iar mehedințiul nu face excepție. Soarele va străluci în tot județul, dar mercurul va îngheța în termometre la minus 17 grade, iar autoritățile sunt în alertă. La Drobeta, Turnul Severin, soarele va străluci toată ziua, dar se vor înregistra minus 4 grade la amiază, iar noaptea mercurul va îngheța la minus 12 grade Celsius. Soarele va străluci pe cer și la Orșova, dar degeaba, căci mercurul nu va urca mai sus de minus 4 grade la prânz, iar noaptea se vor înregistra minus 13 grade. Soare cu nori va fi și la Baia de Aramă, unde vor fi minus 4 grade la prânz, iar noaptea se vor înregistra minus 16 grade. Diferențe prea mari nu vor fi nici la Strehaia. Minimile vor fi de minus 4 grade în timpul zilei, iar noaptea termometrele vor indica minus 14 grade Celsius. La Vânjumare vor fi minus 4 grade ziua și minus 11 noaptea. La Craiova vor fi minus 5 grade ziua și minus 11 noaptea. În vest, la Timișoara, vor fi minus 4 grade în timpul zilei și se așteaptă până la minus 11 noaptea. În capitală se așteaptă minus 7 grade la prânz și minus 17 grade noaptea. Așadar, aveți grijă cum vă îmbrăcați, deoarece vremea se anunță deosebit de rece. Sunt Marius Mogoș și vă doresc căldură în suflete. Toate cele bune!